hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna octombrie 2015. Proiect 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului consolidat la municipiul Onești și suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Domeniul Public și Privat Onești SA pe anul 2015. Inițiator Alexandru Cristea. Proiect 3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului și a listei de investiții a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului unor bunuri din domeniul privat al municipiului Onești, în vederea majorării capitalului social al SECE domeniul public și privat SSA, în natură, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la procesul verbal de vedare primire a bunurilor aferente contractului numărul 16.886 din 18 august 2010 de delegare a gestiunii serviciului public de administrarea domeniului public și privat către SC domeniul public și privat Onești SA, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului clientului în spațiile comerciale populare în complexul comercial Piața Alimentară Onești, cesionării drepturilor unor contracte de concesiune, concesionării unor suprafețe de teren, prelungirii unor contracte de concesiune și încătării unor erori materiale. Vă rog liniște în sală. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor sesiunii 2 de selecție din anul 2015 a proiectelor programelor depuse pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Onești. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna octombrie 2015. O să dăm citirea expunerii de motive. Propunerea, de fapt, potrivit regulamentului, știți în ordine alfabetică, propunerea este pentru doamna Alexe Corina. În urma apariției legii 200/2015, privind modificarea articolului 47 din legea administrației publice locale nr. 215/2001, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, astfel modificări cu privire la modalitatea de desemnare a președintelui de ședință și întinderea mandatului acestuia. Astfel, potrivit articolului 12 din regulament, acesta va fi desemnat de unul din consilierilor locale, în ordine alfabetică și ales prin hotărârea adoptată de votul majorității consilierilor prezenți în prima ședință a lunii respective. Având în vedere cele arătate, propunem adoptarea unui hotărâri privind alegerea președintelui de ședință, care va îndeplini în luna octombrie acțiunile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Onești. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 35 din legea 215/2001 administrației publice locale, modificările și completările ulterioare, după declararea care le-a constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consiliilor locale în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. Iar potrivit articolului 341, ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință, ales în condițiile prevăzute la articolul 35. Conform articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Onești, după declararea Consiliului Local, ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Durata mandatului președintelui de ședință este de o lună calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință din rândul consilierilor locale în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți în prima ședință a lunii respective. În cazul în care consilierul local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta își pierde rândul, fiind propus următorul. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consilierului local, din rândul acestora va fi ales președintele de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor local prezenți, care va conduce ședința respectivă. Analizând prevederile care invocat, apreciem că proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, care va îndeplini în luna octombrie 2015 atribuțiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, poate fi aprobat în forma prezentată. Aveți favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Discuțiile se înscriu de la cuvânt, se fac pe bază de listă, două minute alocate pentru fiecare participant. Numai 2 minute. Se scrie cineva la cuvânt? Mai apare o problemă, am văzut și cu domnul secretar, în situația în care în luna asta avem 2 ședințe de Consiliu. Da? Ca una. Președintele de ședință semnează toate materialele. Dar dacă luna viitoare avem ședință de 28 sau 29, luna 8 noiembrie, cine semnează documentele referitoare la Consiliu? Păi dacă nu i-a ales, nu alegeți. Secretar. Da, e, din păcate, o sesizare pe care am văzut-o și noi, ne-am văzut de ulterior, împreună poate cu Comisia Juridică, domnul președinte sau oricine altcineva cine dorește. Cred că ar trebui ședința de la sfârșitul acestui an, pe 29 octombrie, probabil, dacă va fi, să reglementăm și acest aspect. Intervalul între ședințe. Președintele de exercițiu se conducă. Eu v-aș propune ca la sfârșitul fiecărei luni, în ședința ordinară, să numim președintele pentru următoarea lună. Da, este și asta, o variantă foarte bună. Care poate semna documentele până la ședință. În următoarea ședință facem... Haideți ca să vedem. Da, trebuie să analizăm. Da, din punctul meu de vedere, da, este ok. Ca la ultima ședință a lunii se numească și președintele pe luna următoare. Și atunci vor fi... Numai că, de asemenea, trebuie schimbat regulamentul. Noi am spus în regulament că în prima ședință a lunii. Nu e nimic prin hotărâre. Nu hotărâre, că e prima ședință. Mai sunt alte intervenții? Vă mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Vă mulțumesc. Proiectul aplicat. Trecem la proiectul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului consolidat al municipiului Onești și suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC domeniului public și privat Onești-SA pe anul 2015. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Doamne, doamnă consilier, bugetele locale și celelalte bugete se aprobă de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor după caz. Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificări la buget în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale următorilor de credite. Rectificările bugetare se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobările inițiale acestora, cu excepția termenilor din calendarul bugetar. Din analiza efectuată în aparatul de specialitate, în cadrul Direcției Economice, Serviciul Buget Contabilitate, s-a constatat că la unele capitole din structura bugetului local al municipiului Onești, prevederile bugetare nu au fost angajate, iar în alte capitole sunt necesare sume pentru finanțarea unor cheltuieli viitoare. Pentru aceasta este necesară crearea de credite la un capitol la altul al bugetului. Cu ocazia rectificării, se solicită și alocarea unor sume la capitolul 67 pe zile religie sport, sume necesare pentru achitarea unor lucrări sau contractarea unor proiecte. Această solicitare a fost făcută prin acestea 460.960 pe 2015. Conducerea ASC domeniului public și privat este prin adresa numărul 44543 pe 2015, solicită suplimentarea bugetului cu suma de 590.600.000 lei, dar pentru finanțarea unor cheltuieli viitoare, motivat de faptul că în cursul anului 2015 a primit diferite activități fără a fi precizată sursa de finanțare. Cu ocazia rectificării, structura bugetului local al municipiului Onești se modifică și va fi prezentată în anexa numărul 1 la hotărâre. Lista de investiții modificată este prezentată în anexa numărul 2 la hotărâre. Toate cele menționate, prevăd să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. raportul... Doamnelor și domnul consilier, având în vedere prevederile următoarele acte normative, articolul 49 alineat 1.4 din legea 273/2006 privind finanțe publice locale, versiune actualizată, articolul 36 alineat 1.4 din legea 215/2009 privind administrația publică locală, versiune actualizată. Din analize efectuată de organ de specialitate din cadrul Direcției Economiei, Serviciu, Buget, Contabilitate, s-a constatat că la unele capitole bugetar nu au fost angajate, iar la alte capitole sunt necesare fonduri pentru efectuarea unor cheltuieli viitoare. Astfel, la capitolul cheltuieli de personal 5102 se reduce cu 100.000 lei, 5502 150.000 lei. Cheltuieli de capital 7002 se reduce cu 1.500.000 lei. Iar la alte capitolul cheltuieli de personal 6802 asistență socială se majorează cu 100.000 lei, 5102 cu 50.000, 5402 25.000, 6702 70.000, 8402 125.000, 5602 30.000. Rambursări de crește 6602 se majorează cu 92.000, 6702 cu 80.000 lei. Prin adresa 43.960 se solicită suplimentar la Catedrala Ortodoxă Povoria Sfântul Duh cu suma de 60.000 lei pentru achitarea unor lucrări efectuate și pentru finanțarea unor proiecte viitoare. SC Domeniul Public și Privat Onești, prin adresa 43.586 solicită suplimentarea bugetul cu suma de 590.600, motivat de faptul că în cursul anului 2005 au primit unele activități cum ar fi stații de copare, cimitir Borzești, depozitul de gunoi, administrarea de rețele de apă potabilă Slobozia și Borzești, fără a precizat sursa de finanțare. Sursa de finanțare va fi prinsă în buget la capitolele menționate în adrese. Prin adresa 46.584 de 1/10/2015, Spitalul Municipal solicită alocare sume de 30.000 lei pentru dotări la secțiunile. Spitalul angajează suma de 20.000 lei. În anul 2012, una solicitării făcute de conducerea primăriei a fost alocată o sumă de 1.500 lei, 1.500 pentru asigurarea furnizării energie termică în sistem centralizat. Această sumă a fost alocată din fond de rezervă bugetară la sfârșitul guvernului. Potrivit articolul 1, hotărârea 1139, sumele alocate rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetul local se utilizează în anul următor cu aceea destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate. Conform hotărârii guvern, nu putem schimba destinația aceasta așa cum este din adresa 47402 primită la Ministerul Dezvoltării Regionale. Bugetul local al municipiului Onești cu modificările ulterioare prezentată în anexa numărul 1. Lista de investiții prezentată în anexa numărul 2. Față de cele menționate și văzând expunerea de motiv a viceprimarului municipiului Onești, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Aviz în comisie. Cu majoritatea de voturi, aviz favorabil din partea comisiei. Vă rugăm înscriere la cuvânt. Domnul Cristea. Mai sunt înscrieri? Domnul Zarzoa. Mulțumesc frumos. În primul rând, aș veni cu o propunere la acest proiect, având în vedere că sunt trei direcții de aprobare, primărie, DPP și spital. Aș propune un vot la proiectul pe articol. Să votăm proiectul pe articol. Pentru că sunt opinii diferite și n-am dorit să privăm un articol sau două din cauza altul. Am să mă axez puțin pe partea, pe anexa de investiții și am să pun câteva întrebări legate de stadiul în care se desfășoară aceste cheltuieli, dacă s-au realizat sau nu. Am vrea să știu care este stadiul proiectărilor la Găleța Magnolia, la Stefan cel Mare, la Școala Achiziță Mocanu, Școala Lungu și celelalte instituții stabilite la cheltuielile proiectare, la achiziții buni și cheltuielile investiții. Și vă spun lucrul acesta pentru că, de exemplu, la Găleța Magnolia, unde sunt în măsura administrației, sunt probleme datorită faptului că acea clădire este în anii 70, executată, cel puțin instalația electrică lasă de dorit. Se arde în fiecare zi becul și este riscul ucinului în alte evenimente nevoite. Asta ar fi o întrebare, dacă puteți să-mi răspundeți, legată de cheltuieli de proiectare, dacă atrage fonduri europene, fonduri guvernamentale pentru modernizarea acestor școli și când. Instituțiile care sunt prevăzute în anexă, în momentul de față se află în faza de proiectare tehnică. și ele vor intra la... se va scrie și cererea de finanțare pentru ele imediat ce proiectul tehnic este finalizat. Și se estimează că un contract de finanțare cel mai devreme se va semna în partea a doua a anului viitor, în semestrul al doilea. Deci până la anul, în a doua jumătate, nu este nicio șansă ca aceste proiecte să... Ar fi orice investiție până în acel moment ar fi ineficientă, pentru că facem o investiție din fonduri proprii, după care trebuie să, facem investiția din fonduri europene pe același obiectiv. Și nu scuze că revin legat de Magnolia, poate să o soluție cât mai rapidă în eliberarea problemelor electrice. S-a eliberat certificatul de urbanism. Poftiți? S-a eliberat certificatul de urbanism pentru grădinița Magnolia. Deci sunt în fază de obținere a vizei. Bun, dar până se investesc, mai durează 2-3 ani. Problemele sunt curente. Noi am fost săptămâna aceasta, am fost împreună cu domnul viceprimar, am fost împreună la grădinița Magnolia, suntem la curent cu situația pe care o invocat și o vom soluționa. A doua întrebare, legată de dotări, achiziții de buni și cheltuieli investiții, pictura de la Biserica Magdalena. Și anul trecut a fost subiectul de a se sprijini cheltuielile de pictură, dacă cele au fost un an sau doi, dacă nu greșesc. Bă, câte știu, nici în acest moment aceste sume nu au fost plătite către cei care au executat pictura și doream să știu dacă este vreo posibilitate de a se rezolva această problemă. Asta era și unul dintre motivele pentru care m-am înscris pe lista de discuții. Vreau să propun o suplimentare de buget pe care nu am prins-o în proiect. Am avut dimineață niște discuții cu Părintele Pașcu, cu domnul director Găbureanu, cu domnul Gânaciuc și împreună am convenit că există cumva o promisiune neonorată din partea noastră față de Maria Magdalena și 25.000 de lei vă propunem astăzi și apoi vom analiza în momentul care decurg lucrările. Am înțeles, mulțumesc. Rugasem la ședința anterioară, la cheltuielile proiectare legate de alimentare, energie, stâlp iluminat. Deci și execuție, vă rog frumos să treceți, pentru că 6.560 doar proiectare, suma nu este reală, doar pentru proiectare. Bănesc și pentru execuție. Dar rugămintea mea să treceți în această anexă și execuție. Da, domnul director Găbureanu, vă rog frumos, îmi asum, ca inițiator, îmi asum modificarea la anexă, să treceți, vă rog, și execuție la stâlpii de iluminare. Da, o să iau de la capitolul 70, de la cheltuieli materiale și o să duc la investiții 25.000. Nu, deci, domnul director, nu este o mutare, ci trebuie doar completat. Acolo, execuție, proiectare și execuție. La capitolul pe care la... Același subiect a fost acum un an și legat de bibliotecă, la vreo 2 miliarde și la vreo... În lista de investiții, vă referiți, da? Deci, în lista de investiții trebuie să apară la iluminat public, unde aveți... Poate spuneți exact, ca să înțeleagă. Pagina 4, dacă vă este mai ușor, la achiziții de bonuri și cheltuieli... Pagina 5, cheltuieli de proiectare, punctul 1.11. Da, și execuție. Și execuție, vă rog, și suma este enormă. Și o întrebare la dotări, la documentația am zis că este bibliotecă și sala polivalentă, 300 de milioane fiecare. Suma nu este cam mare. Au fost pusă mai mult ca să avem de unde. Vor fi licitații, se organizează procedură. Nu e asta suma. Este o sumă la trebuie să nu mai caut acum anexa, dar ca idee, de regulă așa se și procedează. Este trecută o sumă bugetată, în măsura în care, oricum se va face procedură de achiziție spre acea... Da, se va face procedură de achiziție. Dacă suma va fi mai mică, vor rămâne economii, dacă nu, vom fi nevoie să o suplimentăm, în funcție de ofertele și clarificările pe care le primim de la furnizor. Legat de aceasta, am zis mai mult o întrebare, care este statul controlizorii bloc evazat? Pentru că acum un an sau acum jumătate de an a avut loc aici un spectacol teribil în sala de Consiliu. Proiectul l-am în vedere. A trecut de faza de avize de la EON, din ce am înțeles, și La sfârșitul lunii acesteia, început de noiembrie, se va intra în evazatul cu contoarele propriu-zise. E o fază foarte îndelungată, s-a început încă din august, faza de obținerea documentației. Eu vă spun, dar bugetul efectiv și contractul semnat pentru această lucrare a fost în august, după ce au existat disponibil de lichidități în bugetul primăriei. Nu avem iar probleme ca anul trecut, oamenii să rămână în sub. Vă dați seama că nimeni nu-și dorește asta și suntem în gata, cum se spune. Bun, dar ca să nu mai fim chemați duminică, eu știu, pentru un spectacol aici, care nu ține de Consiliul Local. Nu că n-am venit. Legat de anexa 1. Da. Era o întrebare către domnul director legată de, dacă ați clarificat, la transferuri. Da. În anexa 1 este o valoare, în raportul de specialitate este altă valoare. Dacă ne puteți spune care este valoarea reală. S-a strecurat o greșeală și vreau să fac câteva completări. Vă rog. La cheltuieli materiale, capitolul 7002, a uitat să-l treacă, se majorează cu 12 miliarde, 1220 miliarde. Deci la cheltuieli materiale, capitolul 7002 se majorează cu 1220.000 lei. Dar este trecut în anex asta. Este, în anex este, nu-i trecut în raport de specialitate. Și raportul la fel, la rambursări de credite, ultima anexă aici, la rambursări de credite se completează capitolul 7002, se majorează cu 20.000 lei și capitolul 8402 se majorează cu 30.000 lei. Deci înseamnă că anexa este corectă, nu... Anexa este corectă, raportul de specialitate au fost omise. Deci astea sunt modificările. La cheltuieli materiale, ce v-am zis, 7002, iar la rambursări de credite, în afară cele menționate, avem 7002 20.000 lei și 8402 30. Da, e s-a corectat. Tot aici sau fiind legat de buget, s-au lăsat o să discutăm la punctul 3 ca să nu legat de spital. Deci asta este propunerea mea, să votăm proiectul pe articole pentru a evidenția votul fiecăruia pe fiecare direcție. Votul pe articole nu este posibil, se va vota proiectul așa cum a fost inițial. A fost vechiul regulament, a fost posibil, au fost discuții, știu că și noi am votat odată, s-a votat aici, au fost discuții cu instituția prefectului și a zis că nu este corect. Proiectul nu e prevăzut ce în lege, în ce regulament. Deci nu faceți proiecte diferite. De ce puneți toate la un loc? Pentru a nu putea exprima cum trebuie. Adică ne forțați, ne obligați să închidem ochii la niște lucruri care nu suntem de acord. Păi noi suntem de acord cu 2 din 3. La ce facem? Fiind vorba de rectificare atât la bugetul DPP-ului cât și la bugetul local, același vorum, da, e o discuție. Asta s-ar putea rezolva această problemă făcând 3 proiecte, nu 3 proiecte. Vreau să mai fac o completare la capitolul cheltuieli de capital. Capitolul 6602 se majorează cu 92.000 lei și capitolul 6702 cultură cu 80.000 lei. Aici vine catedrala și tot ce am prins cu majorare. A fost comisă în raportul de specialitate. Astea sunt modificările conform anexei numărul 1. Dar eu am niște de subliniat în ceea ce privește DPP, societatea DPP. În primul rând, cred că vorbim de o eroare materială. Pe proiect, pe hotărâre. Se spune că ținând seama de adresa 44.542 din 22.09.2015. Nu e adresa asta, este adresa 7.716 din 22.09.2015. Cred că ar fi îndreptățit. Am plecat prin numărul de registrare din primărie. Plecat cu 40.000, e numărul nostru de registrare și 7.000. Eu vă spun... A, da, e numărul de la primărie, nu știu de la... Așa, un al doilea aspect pe care aș vrea să-l pun în vedere este... E o întrebare, de fapt. Avem situația de la Consiliul de Administrație, cererea Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor. Suplimentările și o sumă de 76.800 care este tăiată. Suma asta este în continuare sau nu este? Uitați-vă pe hârtia de la Consiliul de Administrație, adresa Consiliului de Administrație către adunarea generală. Este propunerea Consiliului de Administrație pentru majorarea bugetului. Este o sumă de 76.800 care este tăiată și semnată. Dacă îmi permiteți. Dar eu nu am documente. Doamna consilier, în raportul de specialitate, noi am acordat suma solicitată total 590 de milioane, adică 5 miliarde 900. Modificări în structura bugetului le fac ei conform adresei. Dar noi avem o adresă care unde bugetul lor. Noi le aprobăm 6 miliarde, iar și ei modificarea o face în structura bugetului, conform adresei. Da, bine. Noi avem o sumă aici, o solicitare pentru 234.000, din care apoi sunt tăiați 76.800. Nu știu dacă, în mod normal, dacă suma este tăiată, n-ar trebui să se aloce. Sigur, ei nu pot depăși, ei trebuie să încadreze în 590 conform anexei, nu pot depăși mai mult. Nu este vorba despre o adresă prin care doreau să facă niște angajări pentru stația de continuare și nu mai știu ce pentru, da. Atunci nu se mai alocă, pentru că dacă nu se alocă suma asta, atunci vă rog să vă uitați în adresa 44.542, este adresa făcută către Consiliul Local Onești, unde avem contribuții sociale suplimentare la schema de personal 17.600. Bănuiesc că n-ar trebui să existe asta odată ce suma de 76.800 nu se mai alocă. Domnul Brăgureanu? Aveți adresa? Aveți adresa? Nu am adresa la mine, dar... Îl arăt eu, hai să îl arăt, să nu știu niciun fel de problemă. Bine, acum știu ce se întâmplă. DPP-ul poate să nu știe oricât ar solicita. Adresa lor poate să vină și pe 100 de miliarde. Ceea ce trebuie corelat cu bugetul local al nostru și ceea ce aprobați dumneavoastră să se întâmplă. Sunt sume care nu se potrivesc, adică nu așa. Solicitarea poate să vină de oricare, cu o sumă mai mică sau mai mare, mă rog. Noi i-am alocat 590 de miliarde, 5 miliarde 900, ei trebuie să încadreze în suma asta. Nu pot depăși, iar în structura bugetului îl scriu ei. Și când vii la AGA, atunci se bate parla, în ce obțin banii. Când o să întâlnați legal, veni trebuie. Da, când o să fim convocați, nu trebuie. O altă problemă pe care aș vrea să o subliniez este aceea legată de faptul că a fost sesizat Consiliul Local cu majorarea de buget, rectificarea bugetară, a fost sesizat de către președintele Consiliului de Administrație. Nu cred că e în regulă. Stăm și citim actul constitutiv al SCDPPSA. Articolul 15, alineat 2.8, spune că adunarea generală supune aprobării Consiliului Local bugetul de venituri și cheltuieli, inclusiv rectificările. Deci nu are cum să vină președintele Consiliului de Administrație să solicite rectificarea bugetară în fața Consiliului Local. Acesta este un atribut al AGA. E o chestiune care este stabilită prin actul constitutiv, este stabilit expres prin legea 31/90. Avem interdicție în ceea ce privește delegarea acestei atribuții către alte organe ale societății pe acțiune. Deci e o problemă aici. Și AGA prin cine face? O persoană care face parte din AGA. Oricine care face parte din AGA poate să vină și să supună aprobării Consiliului Local această problemă. Verificați, citiți... În mod normal, ar putea veni la Consiliul Local ca și autoritate tutelară după ce se aprobă în AGA. Ar trebui ca această rectificare făcută întâi aprobată în AGA și după ce se face în AGA... Deci în AGA s-a aprobat, domnul secretar. Deci este aprobată în AGA, deci Consiliul de Administrație... Asta este ordinea. Consiliul de Administrație face propunere către AGA, AGA aprobă, iar ulterior tot AGA vine către Consiliul Local. Nu vine președintele Consiliului de Administrație către Consiliul Local. Ați înțeles? Chestiune, cum să zic, teoretică... Da, din câte știu, trebuie să mă atrisez că nu rețin exact actul constitutiv, dar Consiliul de Administrație, prin președintele său, conduce activitatea, întreaga activitate. Este partea normală. AGA nu are atribuții de genul executive, pentru că asta e o problemă executivă, eu așa înțeleg. AGA are... Deci, citiți-vă și actul constitutiv, citiți legea 31 și... Ședințele AGA sunt conduse de către președintele Consiliului de Administrație. Nu are nimic de relevanță că e condusă. Noi a fost sesizați din punctul de vedere în instrumentul noastră doar pentru această rectificare. Dumneavoastră aprobați, apreciați. Mai avem niște probleme legate de sumele solicitate. Avem 90.000 de lei pentru audit statutar. O sumă care, din punctul nostru de vedere, este foarte mare în condițiile în care... Este o valoare estimată. Este o valoare estimată pe baza unor solicitări de oferte de preț. Contractul are cu tot o altă valoare mult mai mică. Am înțeles. Da, este mult mai mică. Am înțeles. Cam astea sunt problemele pe care vreau să le ridic. În final, mai fi cheltuielile care, din tot așa, sunt mari, dar dacă spuneți că ele sunt altele și... Altele ce înseamnă ca valoare? O să vedeți la... Mici. Dar mai e o problemă aici. Care propun și care vedem. Care cred că ar trebui văzut aici. Nu, noi am boicotat ultima AGA, noi n-am participat la ultima AGA datorită modului în care a fost organizată și datorită modului în care s-a făcut convocarea la acea adunare generală. Cred că ar fi bine să nu mai fim atât de superficial. Și în ceea ce privește dispozițiile legale, să facem lucrurile așa cum trebuie. Putem să discutăm un pic pe proiecte. Domnul Cristea, vă rog, dacă aș vrea să închei discuțiile pe acest proiect, spunând că la spital am fost întrebat la un moment dat ce politici de susținere a medicilor avem, de încurajare a unor medici să vină și să rămână la noi în municipiu avem, ce strategii avem. Această măsură de finanțare a spitalului pentru achiziționarea unui coblator este o măsură venită exact în această idee. Avem un tânăr medic la noi în municipiu, domnul dr. Albert, domnul dr. Orelis, care are numeroase feedback-uri pozitive din comunitate, pacienți care au trecut pragul cabinetului dumnealui sunt foarte mulțumiți. Și acest aparat are o mare adresabilitate din partea cetățenilor, pacienților, atât din municipiul Onești, cât și din localitățile din împrejurim. Prin această investiție reușim să menținem bani în municipiul Onești, pentru că pentru acest tip de analize, pacienții se deplasau până în prezent la Bacau, în prezent vor rămâne. În viitor vor rămâne în Onești, iar banii decontați de casa de asigurări vor rămâne la noi în municipiu. Așadar, consider că această investiție merită sprijinul tuturor, atât pentru domnul doctor care să primească o motivație și un sprijin din partea noastră, a primăriei și a Consiliului Local, dar și pentru pacienții care trebuiau să deplaseze pentru aceste analize la Bacău. Și îl felicit și pe domnul președinte al Consiliului de Administrație Buzdugan, care s-a implicat activ în această problemă. Cu permisiunea dumneavoastră trecem la vot cu modificarea propusă de inițiator. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Am votat pentru. Proiectul a trecut, vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect de ordinea de zi, proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului și a listei de investiții a Spitalului Municipal, Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Doamnelor și domnilor consilieri, asistența de sănătate publică este un component de asistență de sănătate publică. Responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine în Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică, județene, case de asigurări de sănătate, precum și autorităților în administrația publică locală. Prin adresa numărul 46/1980, din 5/10/2015, conducerea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, solicită aprobarea listei de investiții modificate și a bugetului. Având în vedere exigențele propuse de procesul de acreditare a spitalului și economiile care s-au făcut în cursul procesului de achiziție pentru obiectivele de investiții prevăzute în lista anterioară aprobată, s-a procedat la redistribuirea sumelor alocate din excedentul în cadrul aceluiași plafon. Bugetul de venituri și cheltuieli a suferit modificări ca urmare a completării listei obiectivelor de investiții. Față de cele menționate, realizăm și adăugarea proiectului în forma prezentată. Raportul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative prevederile articolul 36 alineat 6.3 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, versiunea actualizată, prevederile legii 95/2006, legea privind reforma în domeniul sănătății. Asistența de sănătate este garantată de stat, la bugetul de stat, bugetul locale, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale, de Sănătate sau din alte surse după caz. Prin adresa 46980 de 5-10-2005, conducerea Spitalului Municipal Onești solicită aprobarea listei de investiții pe anul 2015 cu modificările propuse. Având în vedere exigențele propuse de procesul de acreditare a Spitalului și economiile care s-au făcut în cursul, procesul de achiziție pentru obiectivele de investiții prevăzute în lista anterioară aprobată, am procedat la redistribuirea sumelor alocate din excedent în cadrul aceluiași plafon. Bugetul de venituri și cheltuieli a suferit modificări ca urmare a completării listei obiectivelor de investiții. Lista de investiții modificată este prezentată în anexa 1 la hotărârii. Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului prezentat în anexa numărul 2 la hotărârii. Față de cele prezentate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată domnul Șuiesc. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Trecem la discuții pe marginea proiectului. Scrie la cuvânt domnul Zarcu. Altcineva? Da, mulțumesc frumos. Cred că e un lucru bun faptul că se investește în spital și în sănătate. Și mă doresc că toate aceste lucruri vin în sprijinul unui act medical bine pus la punct și au răspuns la cerințele pacienților. Am o singură întrebare legată de această anexa 2, legată de o renovare, reabilitare fațadă. Suma emisă de nota de fundamentare de la Spitalul Municipal, s-a luat o sumă de 3.900.000. 3.900.000 în condițiile în care această reabilitare se face, cu ce am văzut personal, doar văluitul. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Se mai face și altceva în afară de văluit sau da, se face și o anvelopare? Domnule consilier, am să vă răspund eu, deși nu știu dacă sunt cel mai în măsură să vă răspund la întrebările astea, ar trebui adresate de spitalul, dar țin cont că nu este niciun reprezentant din partea dumneavoastră. Am să vă răspund. Le avem... Ah, mă scuzați, mă scuzați. Domnul doctor Constantin, coleg și... Domnul doctor. Te spuneți dumneavoastră sau... Da? Mă rog. Dacă v-ați desfăcut la învelopare, nu se face învelopare. Acum se face doar fațadă, vorbitul corectatul de regulare. Deci ceea ce am văzut nu s-a încheiat adevărat. Dar însă prețul, cred că se justifică prin faptul că se apelează la filme de alpiniști și această renovare se face în condiții de risc, ținând cont de înălțimea la care se lucrează. Asta nu e un argument legat de sumă și de eficiență energetică acestui lucru. Legat de eficiență energetică, nu, legat de sumă este, să știți. Suma este destul de mare, iar cu o sumă dublă făceați o anvelopare eficientă. Noi am discutat acum un an, grupul liberal a propus un proiect... Nu spuneți mie că făceam noi, sunt banii spitalului. Banii spitalului, dar chiar am discutat cu domnul director aici, raportul de audit, deci certificarea energetică și raportul de audit energetic nici nu a fost citat cu administrației. Noi avem o parte din acest raport, prin care ne spune foarte clar 3-4 soluții care au fost stabilite și care trebuiau cât de cât urmate, sau măcar discutate, aprobate, văzut dacă avem posibilități, pentru că să dai 4 miliarde pe văruit, adică să dai 200.000 de euro și faci o învelopare în condițiile în care ai și niște rezultate de economie energetică. Și aș putea să vă spun, dacă îmi permiteți 2 minute. Este legat de raportul făcut de către un auditor energetic din oraș, am înțeles. Din hotelul Cezar? Nu este măsură. Nu este măsură, nu așa. Soluția unei izolare termică a pereților cu 10 cm polistiren extrudat. Asta înseamnă, dacă îmi puteți permite, domnul Stan, vă rog, la un cost de 200.000 de euro, o reducere a facturii energetice de 64.000 de euro pe an. Asta înseamnă că în 3-4 ani investiția de izolare, de anvelopare, se poate reduce. Se poate recupera, exact. A doua soluție care a fost în acest raport, la care, din păcate, nici măcar, nu că ne-a fost prezentat nou, nici măcar spitalul n-a fost prezentat. Sau, mă rog, nu a luat în considerare. Cu un polistiren de 20 cm, suma este de 214.000 euro, cu o economie mai mică, ce-i drept. Dacă se luau în calcul aceste soluții, măcar dacă le discutam împreună cu spitalul, găseam o soluție astfel încât această sumă de 3.900.000 care dăm doar pe vorbit, s-o fi dat pe o anvelopare, astfel încât costurile în viitor ale spitalului să fie mult mai mici. Deci noi investeam acum în viitorul spitalului. Așa dăm un var care va ține 4, 5, 10 ani și peste care vom fi obligați, într-un termen relativ scurt, să punem peste el o învelopare alți bani. De-aia doream, dacă tot acordăm aceste sume, măcar să știm și de ce. De ce nu s-au luat în discuție aceste subiecte. Ce pot să fac ca să vină sprijinul solicitării dumneavoastră este ca la următoarele ședințe, când se pune în discuție această problemă, să chemăm și ceilalți doi membri ai executivului de la spital. Eu am mai cerut lucrul ăsta așa cu o ședință două legat de acest subiect. N-am primit răspuns nici până acum. Legat de acest raport de audit. Ce facem cu el? Sau cheltuim niște bani pe acest raport? Asta a făcut. Plănesc că degeaba. Deci nu a luat nimeni în considerare efectele acestui lucru. Astea sunt chestiuni pe care trebuie să le discutați în primul rând cu conducerea spitalului. Instituțional vorbim. Aveți membri în Consiliul de Administrație? Deci nu au cunoștințele. Câte știu eu, s-a făcut un audit energetic doar la maternitate. Deci mai multe nu știu. Deci când a făcut? Nu, doar la maternitate. Vă rog să mă corectați, dacă eu știu că e legat de spital. Eu n-am primit niciun raport. Rugămintea mea ca la următoarea ședință să veniți cu un răspuns clar asupra acestei situații. Vă mulțumesc. Vreți să trecem mai departe? Nu, ce pot să fac, repet, nu sunt eu în măsură să vin cu un răspuns în privința asta. Cu un răspuns sau cu o interpelare puteți să vă adresați conducerii spitalului. Am să văd președinte de Consiliul de Administrație aici de față să ne... Vă dau răspunsul acum, domnul consilier. Mai țineți minte Lozinca, alungatul din țară? Lozinca liberală, da? În jurul spitalului mulți dau târcoare, ca lucruri la stână, pentru a face și pentru altceva, da? Așa că eu sunt în Consiliul de Administrație a Spitalului, sunt președinte Consiliului, raportul dau primarului, în primarul m-a trimis în Consiliu, și nu Consiliu. Nu, pardon, ori Consiliul are și el la rândul lui un reprezentant din partea Consiliului, care este doamna, nu? Dumneavoastră sunteți. Dar cine este? La spital. La spital. Așa că raport poate da doamna Consiliului. Eu dau raportul primarului. Am înțeles. Atunci o rogăm pe doamna Alexe să ne prezinte în următoarea ședință un raport legat de acest subiect. Tot astăzi, grupul liberal a depus un proiect de certificare energetică a clădirilor de interes și utilitate publică. Rugăm ca la următoarea ședință să fie depus pe ordine de zi. Mulțumesc frumos, pentru a fi discutat. Mulțumesc, domnul Stanci. Mulțumesc. Ne depărtăm de la ordinea de zi și nu uzați doar timp. Am înțeles. Dacă vă grăbiți, spuneți pe amiciune. Înțeleg, dar nu vă faceți campanii aici. Vă rog, conședințe de conședințe. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Proiectul, mulțumesc. Trecem la proiectul 4 cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferurilor unor din domeniul privat al municipiului Onești, în vederea majorării capitalului special al SECE, domeniul public și privat, SCDPPSA, din aport în natură. Expunerea de motive, domnule. Înainte de a da citire expunerii de motive, v-aș ruga să observați că forma inițială a fost modificată, bănuiesc că toată lumea a primit forma modificată, în sensul că a fost eliminat acel VLB din transfer. Doamne, domnul consilier, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condiții de lege toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege altor autorități ale administrației publice. Potrivit articolului 36 al tratatului acesta, Consiliul Local este numit de unități administrative teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participați la reținerea societăților reprezentate de legea 31/1910 a societăților comerciale sau agenții. SECE, domeniul public și privat Onești SA, este o societate comercială definită ca întreprindere publică, de statut de operator de servicii comunitare de utilități publice, având în vedere contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, salubrizare și lumina publică în municipiul Onești, la care acționarul unic este municipiul Onești. UAT Onești, în excedentul frigețare, a achiziționat o autovasculantă Mercedes-Benz, model Arcos 2635, 6x4, Euro 6, cu seria de șasiu WDB 96421441, L916745. Având în vedere importanța desfășurării activității SCDP-ului public și privat Onești SA, ca fiind de interes public local, este necesar transferul acestui bun din domeniul privat al municipiului Onești, în majorarea capitalului social al societății, cu aport în natură, respectiv cu acest bun, în cele două bunuri, cu acest bun, În condițiile impuse de legea 31/1996 a societăților comerciale, colaborate cu dispozițiile Ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, SC Domeniul Public și Privat Onești SAIS este o societate comercială înființată prin hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 12 iulie 2010, cu statut de întreprindere publică și operator de servicii de utilitate publică, având în vedere contractele de delegare a gestiunii pentru serviciile de salubrizare stradală, administrarea domeniului public și privat și serviciul de iluminat public în municipiul Onești, în concordanță cu prevederile legislației în materie. Potrivit articolului 215, alineatul 1 de legea 31/1990 a societăților comerciale, dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi în condiții articolului 38 și 39. Iar conform articolului 38, alineatul 1 și 2 de legea 31/1990, la societățile pe acțiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care participă la construirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondator pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul delegat numește în termen de 5 zile la înregistrarea celui unul sau mai mulți experți din lista experților autorizați. Aceștia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea și modul de evaluare a fiecărui bun aportat și vor evidenția dacă valoarea acestuia corespunde numărul și valoarea acțiunilor acordate în schimb, precum și alte elemente indicate de judecătorul delegat. De asemenea, fondatorii vor depune raportul în termen de 15 zile de data aprobării sale la oficiul Registrului Comerțului. Registrul Comerțului va transmite notificare cu privire la această depunere către Regia Autonomă Monitor Oficial pentru a fi publicată pe cheltuiala societății. Așadar, în vederea majorării capitalului social al SC Domeniul Public și Privat Onești S.A., în condițiile legii, este necesară aprobarea Consiliului Local Onești, în calitate de autoritate a administrației publice, a transferului unui bun, o basculantă Mercedes-Benz, model Arcos, Euro 6, din domeniul privat al municipiului Onești, în capitalul social al societății, cu respectarea în continuare a procedurilor și dispozițiilor prevăzute de legea 31/1990 și ordonanța Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Aveți favorabil din partea comisiei. Putem trece la discuții. Cine se înscrie pe listă, vă rog. Domnul consilier, nu mai este cineva? Eu am o întrebare către domnul primar. Dacă avem o parcare, dacă DPP-ul sau primăria are o parcare în așa fel încât atunci când se termină programul de lucru să nu vedem șoferul cum se plimbă cu mașina spre domiciliul său sau nu știu. Care e șoferul? Nu știu, care o fi. Pentru că am mai avut, mai cumpărat niște autoturisme și ne vedem sâmbătă, duminica. Nu, asta voiam să văd. Am specificat la ce se discută numai pe baza proiectului. Da, asta știți, mă referam la grija pentru banii publici. Mulțumesc. Alte discuții? Deci la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Mulțumesc. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la procesul verbal de predare primirea bunurilor, aferente contractul numărul 15.886 din 18/8/2010, de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. Domnul consilier, care prin hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 12/2010 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat în condițiile legii 51/2006 privind serviciile de utilități comunitare către SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. În vederea desfășurării activității de administrare a domeniului public și privat, secția transporturi, este necesar să se transmită ca bună de retur pe durata contractului de delegare a gestiunii, utilajele prevăzute în proiectul de hotărâre societății, revenind obligația de a se comporta ca un bun proprietar în ceea ce privește autovehiculele ce fac obiectul prezentului act adițional și să restituie proprietarului bunurile de retur primite în scară de funcționare. Având în vedere adresa numărul 7738/2015 a SC Domeniului Public și Privat Onești S.A., administrată la Primăria Onești numărul 44.537, pe 2015, prin care se solicită darea în administrarea zănajelor aflate în proprietatea municipiului Onești, precum și competențele și atribuțiile ce le revin autorităților publice locale în ceea ce privește înființarea, organizarea, ordonarea, monitorizarea funcționării acestora prin administrarea și exploatarea bunurilor de proprietate publică sau privată, în scopul desfășurării serviciului de utilități publice corespunzătoare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36, alineatul 2, litera D din legea 215 pe domeniul administrației publice locale și articolul 25, alineatul 4 din legea numărul 51 pe 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Consiliul Local are atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni și hotărăște cu privire la transmiterea operatorului de servicii publice a bunurilor proprietate privată utilizate pentru furnizarea și prestarea serviciilor de utilități publice. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune încheierea unui act adițional la procesul verbal numărul 17054 din 18/8/2010, încheiat ca urmare a prevederii primirii bunurilor utilizate pentru prestarea serviciilor de utilități publice ce fac obiectul contractului numărul 16886 din 18/8/2010 de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către SCDPP Onești SA, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin autorităților publice locale în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, funcționarea acestora prin administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată în scopul desfășurării serviciului de utilitate publică. Municipiul Onești deține în proprietate următoarele utilaje: tractor cu număr de matriculare Bacau 32 CLN, remorcă cu număr de matriculare Bacau 83 CLN și un mini-încărcător cu număr de matriculare Bacau 053, ce vor fi folosite în cadrul activităților desfășurate în secția de transporturi din cadrul SECE, domeniul public și privat Onești SA. Propunem ca, în vederea desfășurării activității de administrare a domeniului public și privat, să se transmită aceste autovehicule ca bunuri de retur pe durata contractului de delegare a gestiunii către SECE, DPP-SA Onești, acestuia revenându-i obligația de a se comporta ca un bun proprietar în ceea ce privește autovehiculele ce fac obiectul prezentului contract și să restituie proprietarului bunurile de retur primite în stare de funcționare. Având în vedere dispoziții legale invocate și cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Avizul comisiei? Avizul comisiei este favorabil, majoritatea de voturi. Discuții? Numele? O tot o întrebare. Raportul de specialitate văd că este redactat și probabil semnat de domnul Gheorghe Mihailă. Apare aici director consilier Gheorghe Mihailă și director. Știam că l-am făcut director, dar și consilier? Da, deci are funcția de consilier, deci ocupă funcția de director și este și consilier nu local, funcția de consilier superior, cum ar trebui. Așa e, da. Așa e. Are două funcții în cadrul primăriei. Nu, spre exemplu, la președinte de funcția de director, rămâne consilier superior. Am înțeles. Fiecare șef de serviciu are o funcție similară la de execuție. Alte discuții pe marginea proiectului? Putem să trecem la vot. Vă rugăm. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineți? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Trecem la proiectul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei pentru spațiile comerciale modulare din complexul comercial pe agroalimentar Onești, cesionării drepturilor unor contracte de concesiune, concesionării unor suprafețe de teren, prelungirii unor contracte de concesiune și îndreptării unei erori materiale. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Expunerea de motivul pentru Doamnă consilier, în vederea realizării atribuțiilor conferite de legea 215 privind administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat. Pentru valorificarea mai eficientă a mădurilor libere din incinta complexului comercial Piață, există un număr de 25 de mădule libere. În vederea scoaterii la licitație, este necesară aprobarea valorii chiriei lunare pentru fiecare modul conform datelor prezentate în anexa 1. Deoarece unde spații comerciale au fost vândute, este necesară cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețele de teren de pe numele vechiului proprietar a spațiului cu numele noului proprietar. Elementele cesiune sunt prezentate în anexa 1 pe proiectul de hotărâre de hotărâre. La solicitarea formulată de unei agenții economice se propune spre aprobare concesionarea suprafețelor de teren pentru extinderea spațiilor comerciale, elemente de identificare fiind prezentate în anexa numărul 3. De asemenea, propunem spre aprobare prelungirea datei contractelor de concesiune prezentate în anexa 4 cu jumătate din durata inițială, conform clauzelor din contract. Pentru învățarea unei erori materiale, propunem modificarea hotărârii Consiliului Local 100 în 27/8/2015 prin înlocuirea sintagmei prin licitație publică cu sintagma conform articolului 15 litera E din legea 50/1991. Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul compartimentului specialitate. Potrivit articolului 13 alineatul 1 din legea 50/1991 republicată, modificările și completările ulterioare, terenul care aparținut domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale pot fi închiriate sau concesionate prin licitație publică potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului. Deoarece în incinta complexului comercial piață există un număr de 25 de module libere, pentru scoaterea la licitație în vederea închirierii este necesară aprobarea valorii chiriei lunare, rezultate în funcție de valoarea modulului, valoare ce a fost stabilită în baza raportului de evaluare întocmit de un expert evaluator, membru legitimat UNEVAR, Dogaru Constantin. Amplasamentele modulelor, suprafața, valoarea modulului, durata închirierii, destinația și valoarea chiriei rezultate sunt prezentate în anexa 1. Ca urmare a contractelor de vânzare-cumpărare a unor spații comerciale, se impune cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețele de teren, conform datelor prezentate în anexa 2 la proiectul de hotărâre. Precizăm că sunt achizate toate obligațiile financiare aferente acestor contracte. Având în vedere cererile înregistrate, propune pentru concesionare suprafețele de teren cu amplasamentele prevăzute în anexa 3. De asemenea, în anexa 3 sunt prevăzute suprafețele, redevența, durata, destinația și forma de atribuire. Întrucât contractele atribuite în regim de concesiune, numărul 15/2015, 180/2005 și 199/2005, expiră în data de 19/10/2015, se impune prelungirea acestora pentru o perioadă egală cu jumătate din durata inițială de concesionare, conform clauzelor din contractele de concesiune menționate în anexa 4. Deoarece la redactarea hotărârii de Consiliul Local numărul 100/20 din 27/8/2015 s-a strecurat o eroare la articolul 2 alineatul 2 cu privire la forma de atribuire a unei suprafețe de teren concesionate, propunem îndreptarea acesteia prin înlocuirea sintagmei prin licitație publică cu sintagma conform articolului 15 litera E din legea 50/1991. Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre alăturat. Vă mulțumim. Avizul comisiei? Cu majoritatea de voturi aveți favorabil. Mulțumesc. Să scriem la cuvânt? Mai este cineva? Am o singură întrebare. Am văzut la două caiete de sarcini. Avem prețuri de plecare, de pornire la licitație de 75 de lei pe metru pătrat pe an, la 1 și la 1,53. Adică avem diferență între redevențe. Este dată diferența de zona în care este... Nu. La redevența la cel cu 75 de lei, acolo a existat un contract de concesiune care a expirat și s-a preluat redevența la nivelul care a fost. Iar celelalte sunt prețurile din zonă, redevența aferentă spațiilor comerciale din zonă. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Trecem la proiectul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor sesiunii 2 de selecții din anul 2015 a proiectelor programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Onești. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Domnul secretar, expunerea. Doamne și domnul consilier, Consiliul Local al Inițiativă își oferește în condițiile legii toate problemele de interes local potrivit legii 215 pe 2009 administrației publice locale, între care și stabilirea unui regim al finanțărilor nerambursabile de fondurile publice alocate pentru activități non-profit de interes local. Din hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 25/10/2012 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești alocate pentru activități de interes local, astfel cum a fost modificată prin hotărârea Consiliului Local 54/2013, iar prin hotărârea 31/2013 și hotărârea 95/2015 a fost aprobată Comisia pentru evaluarea funcțională a programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești. La sesiunea a doua din anul 2015 a fost depuse în total 4 proiecte, din care 2 proiecte sunt propuse pentru a primi finanțare nerambursabilă și 2 proiecte au fost răspunse pentru, unul cu documentația incompletă și unul a fost depus după termenul limită acceptat. În acest context, prin proiectul de act administrativ, se pune spre aprobare Consiliului Local aprobarea listei sesiunii 2 de selecție din anul 2015 a proiectelor programelor depuse pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local, așa cum a fost evaluată de Comisia pentru Evaluare și Selecționare, alocarea de la bugetul local a sumei de 15.485 lei pentru finanțarea acestor proiecte. Față de celelalte date, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul compartiment privind specialitate, vă rugăm. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolul 36 alineatul 2 din legea 215/2001, Consiliul Local stabilește următoarele categorii de atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului, iar conform articolului 36 alineatul 6, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de la alineatul 2 litera D, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condiții legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația, cultura, tineretul, sportul. În conformitate cu prevederile de mai sus, Consiliul Local a adoptat hotărârea numărul 100 din 25/10/2012, aprobând cadrul legal aplicabil din regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondul buget local al municipiului Onești, alocate pentru activități non-profit de interes local, astfel cum a fost modificată prin hotărârea Consiliului Local numărul 54 din 7/4/2014, iar prin hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 28/2/2013, astfel cum a fost modificată prin hotărârea numărul 95 din 27/8/2015, Consiliul Local a aprobat constituirea unei comisii pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțelor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești, alocate pentru activități non-profit de interes local. Programul local de finanțare de la bugetul local a activităților non-profit de interes local a fost lansat în sesiunea a doua în data de 7/8/2015, prin publicarea anunțului în baza legii numărul 350/2005 în Monitorul Oficial al României, partea a 6-a numărul 149, cu termen de depunere a proiectelor până la data de 18 septembrie 2015, iar termen de evaluare de 30 de zile și termen final de anunțare a rezultatelor finale până la 18 octombrie 2015. La sesiunea a doua din anul 2015 au fost depuse în total 4 proiecte. Comisia a verificat după termenul limită acceptat legal. Prin proiectul de act normativ se supune dezbaterii aprobarea listelor sesiunii 2 de selecție din anul 2015 a proiectelor programelor depuse pentru finanțare nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești, astfel cum au fost evaluate de către Comisia pentru Evaluarea și Selecționare alocate de la bugetul local și alocarea de la bugetul local al municipiului Onești a sumei de 15.485 de lei pentru finanțarea proiectelor programelor care primesc finanțare nerambursabilă din fondul bugetului local. Având în vedere cele menționate mai sus, raportat la conținutul proiectului de act normativ, apreciem că sunt îndeplinite condițiile de legalitate în vederea aprobării proiectului de normativ supus dezbaterii în forma prezentată. Pentru aceste motive urmează să deliberați. Avizul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil din partea Comisiei. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului, domnul Zacu. Am o singură întrebare, domnul Chiriac. Asociația sportivă Olimpia Junior, ce sport practică și unde își desfășoară activitatea? Este vorba de un fotbal pentru copii. Este o categorie de vârstă diferită din ce am observat în proiect față de cea care am dat acordare de finanțare în sesiunea 1. E o altă categorie de vârstă. Mai mici, mai mari? Mai mici. Sunt mici. Sunt mici, copii. Și unde își desfășoară activitatea? Nu știu să vă spun exact. Nu știu dacă... Pe Stadionul Energia. Dar cred că acolo la... Mulțumesc municipalitate. Alte discuții, trecem la vot. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Fiind o ședință extraordinară... Dacă îmi dați voie, vreau să fac precizarea în procesul verbal că suma de 25 de lei pentru Biserica Magdalena se ia de la capitolul 7002 cheltuieli materiale și merge la capitolul 6702 cultură, cheltuieli de capital. Vă mulțumesc! Cu voia dumneavoastră s-a închis ședința extraordinară de astăzi și am împărnitea să mai rămâneți o secundă în sală, domnul consilier. E opțional, vreau să vă adresez o invitație la Spreșeni, consilierilor locali. Pe 27 am primit o invitație din partea primarului de la Spreșeni, doamnei Valentina Casian. Este Sfânta Paraschiva în Moldova. Și suntem invitați la zilele orașului pentru a semna acordul de înfrățire. V-aș ruga până mâine la ora prânzului să îl anunțați pe domnul secretar cei care doresc să se înscrie pentru această delegație, astfel încât să putem organiza din timp delegația. Pe ce bani se merge? Cine plătește? E turcul. Banii e câte? Pe plasarea, deci transportul va fi achitat de partea primăriei. Masa bănuiesc va oferi primăria din Spreșeni. Însă, la cazare, pentru că suntem mult mai mulți decât delegația care a venit în Moldova, vom plăti fiecare care vrem să rămânem peste noapte, care nu ne întoarcem în aceea zi cu transportul din partea primăriei. Și rămânem și achită peste noapte. Și se întoarce cu ce își ia mașina, normal, sau merge cu autocarul, de Chișinău-Brașov.